Bună ziua și bine ați venit. Aș vrea prezentarea bugetului ar fi trebuit făcută de către domnul primar. Domnul primar a fost chemat la Ministerul Mediului. Am primit telefon că se întoarce cum o să-i permită traficul. Deci clar, înainte de finalizarea prezentării sau în timpul întrebărilor, o să fie prezent și dumnealui. Drept pentru care mă numesc Marin Teodora, sunt administrator public și am să încep eu prezentarea bugetului până o să vină domnul primar. Deci, să începem cu definiția, nu? Bugetul local reprezintă estimarea veniturilor ce se încasează pe parcursul unui an financiar și o prognoză a cheltuielilor. Deci, un proiect al cheltuielilor sau propunerilor care vor fi finanțate din aceste venituri. Deci, bugetul local pe partea de venituri este constituit din taxe și impozite locale, impozitul pe venit sau IVG-ul, sume defalcate din TVA, finanțările de la Uniunea Europeană pe proiectele europene depuse de către Primăria Ploiești și din alte surse. Alte surse reprezentând vânzări, concesiuni, chirii, taxe și tot ce se strânge la bugetul local, amenzi, tot ceea ce se strânge la bugetul local din alte surse. Cheltuielile sunt împărțite pe servicii publice, pe investiții, sănătate, cultură, învățământ, asistență socială, poliția locală, funcționarea primăriei și a Consiliului Local și rambursările de împrumut, pentru că, după cum știți, Primăria Ploiești are o serie de împrumuturi bancare pentru finanțarea investițiilor. Veniturile bugetului local, ca și grafic de prezentare a ponderii categoriilor de venit din total venituri, sunt următoarele. Din taxe și impozite locale pe persoane fizice 4,79%, din taxe și impozite locale pentru persoane juridice 8,72%, cote și sume defalcate din impozitul pe venit 40,70%, sumele defalcate din TVA 7,65%, alte venituri despre care vorbeam 7,05%, și suma alocată pentru proiectele europene 31,09%. Veniturile comparativ cu anul 2019 sunt chiar și aceste venituri, de exemplu, pe taxe și impozite locale persoane fizice și persoane fizice. Execuția anului trecut a fost de 29.894.000, anul acesta ne-am propus 30.300.000. Pentru taxe și impozite pe persoane juridice 55.722.000, pentru 2020 prognoza este de 55.200.000. Sumele defalcate din impozitul pe venit, anul trecut au fost alocate 207.629.000, anul acesta, pentru că s-a mărit cota la 63%, 257.550.000 de lei pentru municipiul Ploiești. Sumele defalcate din TVA 64.053.000, pentru anul acesta 48.407.000. Subvențiile de la bugetul de stat 5.228.000 și alte venituri de care vorbeam 54.297.440.000, anul acesta 40.581.000, pentru că anul trecut alte venituri au fost și din obținute de către SPFL din recalcularea impozitelor pentru persoane juridice care nu aveau declarațiile corespunzătoare imobililor pe care le dețineau. Sumele alocate din proiecte europene pentru anul acesta, 1.156.000. Noi am depus proiecte pentru care apreciem că o să primim finanțare de 196.758.000 de lei. Cheltuielile bugetului local, ponderea categoriilor de cheltuieli din totalul cheltuieli. Avem cheltuielile de funcționare aparat propriu 8,09%, deci 8,09%, 7,7% dobânzi și rate pentru împrumuturile care le avem contractate de către municipiul Ploiești de-a lungul anilor, asistența socială 13,55%, investițiile la bugetul local 2,37%,
Subvenții de încălzire și transport public aici 36,22%, o să avem în continuare și defalcare, 7,28% învățământ, sănătate 2,49%. Restul, nu treceți mai departe. Cheltuielile de funcționare. Subvențiile de încălzire. În 2019 au fost de 4.353.000 conform execuției bugetare la sfârșitul anului 2019. Anul acesta, subvențiile, propunerea pentru subvențiile la încălzire este de 30 de milioane de lei. Subvențiile la transportul public. Anul a trecut 30, pe execuție 38.481.000. Anul acesta, propunerea este de 30 de milioane, urmând ca prin rectificări, prin suplimentări de venituri și vedem cum o să asigurăm finanțarea până la sfârșitul anului. Pentru spații verzi, 21.668.000, aici este Serviciul de Gospodărie Urbană, anul acesta propunerea este de 13 milioane. Pentru salubritate, 21.821.000, anul trecut, în 2019, 2020, 17.780.000, iluminatul public, 7.362.000, 2020, 6.193.000, mobilitate și trafic urban, 580.000, 2020, 1.580.000, reparații curente drumuri, 1.826.000, execuția anului trecut, 2 milioane anul acesta, învățământul, 23.094.150.000, anul acesta 26.216.000. Copii cu cerințe speciale 980.000, 1.039.000 anul acesta, burse 1.309.000 anul trecut, propunerea venită din partea unităților de învățământ 1.456.000 în anul 2020, salarii 1.154.000. Asta fac parte, sunt defalcate din categoria de învățământ, 583.000 anul acesta, bunuri și servicii 14.446.000 anul trecut, 16 milioane anul acesta, cheltuieli salarii aparat propriu, centru de excelență și parc municipal, 27.956.000, 29.000.000 propunere cheltuieli salariale și parcul, pentru aparatul propriu și parcul municipal. Asistența socială. Pentru asistența socială, anul trecut cheltuielile au fost de 78.631.660. Pentru anul acesta, propunerea este de 85.712.000. Asistența persoanelor cu asistență, persoanele cu handicap 15.834.019, 17.330.000 anul acesta. Indemnizația persoanelor cu handicap 27.687.000. 2020, 31.000.000. Pentru sănătate, medicii și asistentele din cabinetele școlare, 10.532.000, anul acesta 11.882.000, bunuri și servicii cabinetele școlare, 142.000, anul acesta 127.000. Pentru cultură, filarmonica, 12.023.000 anul trecut, s-a păstrat aceeași execuția de anul trecut. Teatru, 13.429.000. Pentru anul 2020, propunerea este de 12.086.000. Poliția locală, 19.178.000. Anul acesta, 19.478.000. Clubul sportiv municipal, 15.924.000. Anul acesta, 14.376.000. Parcul Constantin Stere, se păstrează la execuția anului trecut de 9.771.000 și Serviciul Public Finanțe Locale 15.102.000, anul acesta 15.064.000. Am rugămintea să înțelege că sunt și colegii directori de subordonate, că sunt propunerile postate pe site-ul primăriei. La noi nu s-am spus la început, revin, nu au fost terminate discuțiile cu conducerile fiecarei unități subordonate, drept pentru care când vom prezenta bugetul în Consiliul Local, cu propunerile dumneavoastră și discuțiile care vor fi finalizate săptămâna aceasta, o să prezentăm proiectul de buget spre aprobare Consiliul Local modificat. Creditele și obligațiile de plată ale municipiului Ploiești,
65.761.500, rambursările de credit 56.270.000 de lei, din care pe fiecare tip de pe fiecare pe bănci, dar cred că este o greșeală acum. 15 milioane de lei eximu. 15 milioane de lei eximu, rambursare de credit BCR 16.350.000, rambursare credit BRD 18.500.000 și rambursare credit CEC 6.420.000, plus la care se adaugă dobânzile și comisioanele de 9.491.500. Partea de investiții pentru anul 2020, investițiile vor fi finanțate din creditul Exim, din care a fost un împrumut de 150 de milioane. Pentru anul 2020 au rămas necheltuiți 28.463.973, pentru care deja avem aprobare ca el pentru 10 milioane, urmând să primim aprobare și pentru celelalte. În creditul Exim avem finalizarea rețelelor de canalizare din Nimiul, Râhov, Mitica, Apostol și cartierul Albert, pasajul, podul de lemn, pasajul de trecere peste calea ferată de pe strada Tempoului și reabilitarea celor două pasaje din bariera București. Pe bugetul local, alocarea este de 15 milioane de lei, în care cu prioritate avem laboratorul de radioterapie, care are o valoare de 14 milioane de lei, dar el va fi finanțat și din creditul Exim, nu este trecut acolo, și o parte din bani vor veni de la Consiliul Județean. De asemenea, extinderea rețelelor de canalizare, pavajul pietonal din zona Mercurul Unirea și, în continuare, avem subtraversarea de cale ferată cu colectorul de ape uzate menajere, pentru care una din propunerea a fost în Consiliul Local de a trece această investiție la Apa Nova, dar fiindcă hotărârea de Consiliu a fost amânată, am considerat că trebuie să-l punem pe bugetul local, vedem de unde va fi finanțat. Pentru investițiile cu finanțare din fonduri europene, în anul 2020, Ploieștiul derulează 14 proiecte care au fost depuse. Aici au fost menționate câteva din cele 14 proiecte, autobuzele, troleibuzele și tramvaiele, 164.771.000. Sunt contracte în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, pentru care știți că, de fapt, pentru tramvaie licitația a fost amânată. Eficientizarea energetică a 6 unități de învățământ, construirea unei grădinițe de pe strada Poștei, pentru care s-a semnat contractul de finanțare, și eficientizarea energetică 15 blocuri de locuință în zona Republicii. Întrebările dumneavoastră, până o să sosească domnul primar, pot fi adresate, noi avem directorii de direcții în sală și împreună vom răspunde întrebărilor dumneavoastră până la sosirea domnului primar. Vă mulțumesc! Are cineva de pus o întrebare? Da, aș dori să pun o întrebare. Ce facem cu datoria acestea pe care le facem la bănci? De ce trebuie neapărat să ne împrumutăm la bănci, fiindcă acestea pasă asupra populației proiecte? Eu știu că dacă există un bun management și un bun gospodar, eu cred că manager se traduce mult mai bine din dicționar prin un bun gospodar. Fiindcă manager mulți zic că sunt director, dar vai de capul lor ce fel de director sunt. Deci pentru mine, manager înseamnă un bun gospodar. Ce facem ca să nu mai avem datorii la bănci, să depindem de bănci, fiindcă acestea produc dobânzi pe care tot ploieștenii le plătesc. Deci nu le plătește, scuzați, nu am cu nimeni, eu sunt acord, nu le plătește nici prefectul, nici primarul, nici consilierii, nimeni.
ce facem? Fiindcă noi toți trebuie să aducem plus valoare în oraș. După aceea aș vrea a doua întrebare, ce facem cu ANAF-ul? Într-adevăr, a crescut sumele care au fost percepute. Alocate din impozitul pe venit. Da, au crescut, fiindcă sunt mulți acum care eu cred că habar n-au ce înseamnă să plătească și ei o cotă pentru orașul acesta. Văd foarte mulți care nu muncesc, dar merg pe trotuar. Păi trotuarul ăsta este făcut de noi, de aia care muncesc și plătim impozit. Eu sunt pensionar și mi-e impozit. În mașini, în troleu, văd, nu dați bilete. Dar văd o grămadă din aceștia de tineri care sunt așa și care nu plătesc bilete. Dar noi plătim RATP-ul și plătim autobuze și piese de schimb și salariile la cei, că nu se ducă la TCR degeaba oamenii astea, pentru salarii, nu? Ce face? Fiindcă sunt o grămadă care nu muncesc, nu își plătesc, dar consumă. Mulțumesc. Mă numesc Colodic Ioan, pensionar inginer. Nicoleta, da? Vrei să răspund? Deci, vis-a-vis de împrumuturile făcute de municipiul Ploiești, sunt împrumuturile făcute din anii 2010, cred că, dar creditul Alfa BCR-ul și sunt împrumuturi cu ani în urmă. Ele toate au fost făcute pentru finanțarea investițiilor. Decizia de ce a fost luată, o să vină domnul primar și vom relua aceste întrebări. Iar vis-a-vis de ceea ce a spus dumneavoastră cu ANAF-ul și cu dumneavoastră aveți dreptate, numai că o să vedem la inițiativele acelea cetățenești cum facem ca totuși o mai mare parte din impozitul pe venit să vină în municipiul Ploiești. Iar de ce nu plătesc? Poate trebuie mai multă publicitate negativă vis-a-vis de aceste aspecte, poate trebuie să colaborăm mai mult cu presa, cu televiziunile, așa da, așa nu, pentru că, vedeți dumneavoastră, fiecare cetățean e responsabil de ceea ce face. L-a prins controlul, asta e. Problema e că nu văd controle și merg bine, mersi. A, da? Iar alții, dacă prinde pro-româna și da, amenzi, trecă și îl execută silit. În condițiile acestea o să notăm întrebarea și o să da. Rugăm pe domnul director, nu știu dacă este domnul director de la TCE în sală, nu este? Deci nu este. Și apoi am văzut acolo, doamna dragă, comisioane, etăcă, care sunt plătite dobânzi din banii și vreo 9 milioane. Adică mi se pare foarte mult. Așa este. Mi se pare excesiv de mult. Adică trebuie să gândim foarte bine să scăpăm de aceste împrumuturi care sunt negative și care aduc dobânzi și comisioane și etc. din acestea care trebuie să le plătim noi. Cine le plătește? Așa este. Da? Cine le plătește? Și apoi sunt foarte mulți care, am pus problema, prin care nu muncesc. Adică ar putea să muncească, dar nu muncesc, nimeni nu se ia de ei. Eu văd acolo la mine în vest, sunt o grămadă de trânturi care joacă barbu, care sunt acolo, etc. Nu fac nimic. Dar sunt și alții tineri care scrie în Constituție că nu e obligatorie munca. Păi da, atunci nu e obligatoriu să muncești, dar este obligatoriu să le plătim noi? Mersul pe trotuar? Mi se pare că în Constituție este ceva neclar. Adică îmi spui că nu are voie să muncească, dar are voie să consume. Păi din ce trăiește ăla dacă nu muncește? De la 16 ani. Din ce? Din ce trăiește? Dacă nu muncești, din ce trăiești? Și sunt o grămadă de tineri care văd la mine pe acolo. Acum sunt pensionar, mă plimb cu fata prin vârst și văd multe. Până acum, dacă eram la schimbul 2 și 3, nu îl vedeam. Dar acum văd. Din ce trăiește? Păi văd că apar, dispar. Sunt fantome din astea, fantomatici. Da. Mulțumesc. Mă numesc Stănescu Constantin, cetățean al municipiului Ploiești. Știm cu toții că președintele României a câștigat alegerile, având ca slogan de campanie electorală îndemnul pentru o Românie normală. Și eu îmi doresc o Românie normală și eu îmi doresc un Ploiești normal. Vă întreb și mă întreb, respectiv, dacă acest buget poate fi încadrat la vreuna din următoarele categorii. Un buget normal, buget de austeritate sau buget de avarie.
După analiza pe care am făcut-o, se pare că acest buget este un buget de avarie. În aceste condiții, sub semnatul, ca cetățean responsabil al acestui oraș, îndrăznesc să vin cu câteva propuneri de îmbunătățire a acestui buget. De ani de zile se vehiculează în mediul politic local ideea desființării regiei autonome de servicii publice și înființarea unui serviciu în cadrul primăriei sau unei direcții care să-i preia atribuțiile, evident, cu un număr de personal mai mic și cu niște realizări la capitolul cheltuieli. Pentru aceasta, de ani de zile, nu a existat voință în cadrul Consiliului Local. Mai mult de atât, salariații din cadrul acestei regii, am înțeles că au dat în judecată CIA-ul și conducerea unității, nemulțumiți fiind de primele pe care le-au primit de Crăciun. Mi se pare culmea impertinenței în condițiile în care totuși orașul merge cum merge, nu merge prea grozav, merge destul de prost, să mai deschizi și acțiune în instanță pentru aceste lucruri. Banii colectați astfel s-ar regăsi la capitolul investiții sau ar putea fi chiar returnați TCE-ului, care să știe, regia de transport, aflată într-o stare de dificultate maximă, are din casa bani de la primărie de mai multă vreme. Da. O altă cale de realizare de economii ar fi o cale extrem de neplăcută, dar se pare că în momentul de față extrem de necesară, respectiv reducerea de personal în cadrul primăriei municipiului Ploiești sau reducerea salariilor, care, raportate la starea economiei naționale sau la starea economiei locale, tuturor ni se pare că sunt exagerat de mari. În același timp cu aceste propuneri, o altă idee pe care am prezentat-o și la dezbaterea bugetului local de anul trecut ar fi calitatea forței de muncă. Știindu-se că în administrația locală multe din angajări se fac pe criterii politice și nu de competență. Revin la precizarea că societățile comerciale subordonate Consiliului Local, CGU, Hale și Piețe, ar trebui să fie furnizoare de profit pentru bugetul primăriei și să nu creeze probleme. Chiar astăzi, în Observatorul Prahovean, a apărut o știre conform căreia, prin raportul Curții de Conturi Prahova, la 10 Hale și Piețe, s-a constatat un prejudiciu de 550.000 de lei, abateri financiare de 2.485.000 de lei. Dom'le, chiar dumneavoastră care sunteți consilier pe aici, 2-3, nu vedeți că nu funcționează în folosul cetățenilor proiești această rețetă bolnavă? Pile, piluțe și aceeași rețetă de ani de zile. La SGU, prejudiciul estimat prin controlul Curții de Conturi în anii 2015-2018 e de 1 milion de euro. Din acest 1 milion de euro s-au recuperat foarte puțin bani. Spuneți și dumneavoastră, în condițiile astea, ce ar trebui făcut. Deci, calitatea forței de muncă la aceste unități subordonate a creat, printre altele, niște situații cumplite. Respectiv, o doamnă la SGU, uzând de viza de control preventiv și de calitatea de șef de serviciu, în momentul de față are angajament de plată printr-un notariat, respectiv doamna Mihaela Dumitrescu, a contribuit și la crearea unui prejudiciu prin viza de control preventiv de 3 miliarde de lei vechi. 3 miliarde de lei vechi reprezintă depășirea fondului de protocol de acești 3 ani. O să mă întrebați de ce pun această problemă. Pun această problemă pentru că îndrăznesc în aceste condiții să lansez domnului primar și consilierilor locali următoarea rugăminte și următoarea propunere venită în sprijinul cetățenilor ploieșteni, să promovați o hotărâre de Consiliu Local prin care cei care au produs prejudicii, evident etichetate în raportul Curții de Conturi, să nu mai aibă voie să aibă servicii în cadrul administrației publice locale. Nu are sens să încep să enumăr câte exemple sunt. Doamna manager le știe, aș putea să vin cu acest exemplu, cu doamna respectivă, care după ce a făcut ce a făcut la SGU, a fost promovată 6 luni de zile director economic. Dom'le, trăim în România normală, nu? Trăim în România normală.
După aceea a plecat la o unitate subordonată Consiliului Județean. Proba de mâine pe mâine o să vedem ministru, nu? Cam asta este calea de evoluție în România. Solicit ca prin această hotărâre să o dezbateți, eu încerc să strâng semnături, legea însă prevede codul fiscal, codul administrativ îmi cere foarte multe semnături pentru ca în calitate de simplu cetățean să supun Consiliului Local această propunere. Sper că aici în fața dumneavoastră să nu fi vorbit chiar degeaba. Degeaba, știți cine cântă degeaba. Aș dori să vă întreb, privitor la o situație care durează în municipiul Ploiești de vreo 2-3 ani de zile, respectiv, amenajarea locurilor pentru persoanele, locurilor de parcare, pentru persoanele care au aprobare de la primărie și pe care SGU nu le poate executa, întrucât primăria nu plătește această lucrare. Primăria emite aprobări, peste aprobări și nimeni nu are cum să pună în practică această problemă. Eu unul m-am lovit de această problemă în vara anului trecut, soția având dizabilități, eu am fost operat de 3 luni de zile, de-abia puteam să mă mișc și nu puteam să mă deplasez acolo unde aveam nevoie, aprovizionare și așa mai departe. Știu că în mod normal acești bani privind aceste lucrări, conform unei legi, ar trebui să vină de la guvern, de la București. În acest buget există prevăzută sursa asta de finanțare care să vină de la București și care să se regăsească în lucrările făcute pentru această categorie de cetățeni? În rest... În rest, precizarea pe care am făcut-o, solicitarea pe care am făcut-o cu cei ce au creat prejudicii banilor publici, există în continuare salariați în acest sistem care au creat prejudicii chiar de 5 miliarde. Mulțumesc. Paul Palajman, consilier local, membru AGA la Hale și Piețe. Referitor la sesizarea dumneavoastră, referitor la ceea ce ați spus dumneavoastră, fac următoarea precizare. Am fost informat, n-am citit personal articolul din Observatorul PH.ro, am fost informat astăzi de către SRC Hale și Piețe despre existența acestui articol și am stabilit cu conducerea SRC Hale și Piețe să acceseze dreptul la replică, așa cum este firesc să se întâmple într-un astfel de caz în care SRC Hale și Piețe consideră că informația apărută nu este cea mai corectă cu putință. Spun acest lucru pentru că e adevărat, Curtea de Conturi a venit cu aceste observații în raportul pe care l-a prezentat, solicitând în același timp și ANAF-ului să vină să cerceteze ceea ce Curtea de Conturi a sesizat. După plecarea Curții de Conturi a venit controlul ANAF-ului, care în parte din câte măsuri a lăsat Curtea de Conturi, o parte dintre ele l-a desființat ca, considerându-le nefondate, iar cealaltă parte a măsurilor au fost deja soluționate în timpul controlului. În cursul zilei de mâine, probabil, poimine cel mai târziu, SRC Hale și Piețe o să vină cu întreb la replică la Observatorul PH.ro, în care o să prezinte cât se poate de documentat care este realitatea la SRC Hale și Piețe. În sensul că raportul Curții de Conturi nu este adevărat sau nu a fost, este publicat pe site-ul Camerei... Îmi permite să vă dau un exemplu concret ca să înțelegeți despre ce este vorba. În raportul Curții de Conturi s-a făcut referire la o greșită încadrare a unor investiții făcute pe clădirea halelor centrale, considerându-se că perioada de uzură sau perioada de amortizare a investițiilor este mult mai mică decât cea care trebuia să fie. În urma controlului ANAF s-a stabilit că perioada calculată pentru uzură este cea corectă. În consecință, sumele considerate de Curtea de Conturi a fi fost calculate greșit la plata impozitului pe profit,
a fost calculată greșit de către Curtea de Conturi, iar ANAF-ul a dispus corectarea acestea. E una dintre spețele pe care vi le prezint. Două instituții care vorbesc pe din diferit. Cu o singură mențiune, acel raport este publicat pe site-ul Camerei de Conturi al României, este public și nu este contestat de nimeni. Adică acel raport a apărut pe site-ul unei instituții publice. Așa, și care... Păi, nu înțeleg ce drept la replică ne dați nouă. Poate ar fi mai bine să lămuriți situația cu cei de la Camera de Conturi. Situația între timp s-a lămurit. În sensul că? În sensul celor spuse de mine mai devreme. Că s-au remediat problemele. Exact. Am înțeles. Dar problemele au existat. Nu, problemele au existat. Unele dintre ele au existat și v-am dat exemplu concret în accepțiunea Curții de Conturi. În urma controlului ANAF s-a stabilit că a fost o interpretare eronată. Bine, dar nu înțeleg, dumneavoastră, nu lucrați între dumneavoastră. Eu vorbesc de ceea ce au stabilit două instituții diferite, Curtea de Conturi și ANAF. Și mă scuzați, vă rog, dar anul trecut sau cum era vorba că halele vor intra într-o mare reconstrucție. Așa era vorba. Și? În Consiliul Local, am promovat un proiect prin care am stabilit să acorde o mărire de capital social de 25 de milioane de lei și până la urmă banii au fost luați. Și? Pentru funcționare. Și? Și? Și ce faci? Că am înțeles atunci că n-au fost date terenurile... Poate că ne răspunde domnul primar la întrebarea asta. Da. Eu am fost cel care am promovat hotărârea pentru mărirea capitalului social și am promovat intens ideea de reconstrucția pieței centrale, care în opinia mea nu este reprezentativă pentru muncii. Eu stau și mă mir, că zicem că sunt atâți oameni. Chinezii aia, care zicem noi, în 10 zile au făcut dita mai spitalul cu 1000 de locuri, în 10 zile, iar la noi merge aici o tărăboanță care sunt din asta și ne ducem de ani de zile. Mi se pare puterea economică a Chinei este... Nu, lăsați cu puterea. Iere, dar mai aveți întrebări legate de această speță? Nu are. Stau la dispoziție, mulțumesc. E vorba de bani și de cum faci manager. Dacă ai bani, trebuie să ai oameni care sunt. Mulțumesc mult, Radu Oprea, senator PSD, cu toată deferența față de cei prezenți în sală și le mulțumesc că au venit la o dezbatere publică. Constat lipsa de respect a domnului primar, pentru că deja sunt 3/4 de oră și dânsul întârzie. Mi se pare nepermis pentru un primar. Este o lipsă de respect. De aceea vin cu o propunere. Și vă solicit să amânăm această dezbatere, astfel încât să putem primi răspunsuri. Venisem aici să discutăm foarte serios despre proiectul radioterapie, pentru că este deja întârziat. Știți că am reușit să obținem toate echipamentele necesare. Avem și avizul acelei comisii de la Viera, adică ar trebui să progresăm mult mai repede. Ne-am străduit de la București, guvernul. Am făcut și o parte din acest guvern. Din acel guvern care a reușit să aducă echipamentul pentru Ploieșteni, pentru Prahoveni și lucrurile nu progresează. Vreau să discutăm foarte serios acest proiect, dar nu avem cu cine. Cu toată deferența pentru cei care reprezintă în calitate de directori instituția primăriei, dar cred că domnul primar în persoană trebuia să fie aici. Consider că este o lipsă de respect față de Ploieșteni, de aceea eu vă solicit să reprogramați această dezbatere publică. Și mai am un argument, inclusiv dumneavoastră ați spus că nu aveți bugetele discutate cu ordonatorii terțiari, cu societățile comerciale din subordine. Cred că lucrurile acestea trebuie să se întâmple astfel încât dezbaterea pe buget să fie pe cifrele pe care deja le conveniți împreună cu ei. Vă solicit să amânați această, sau să reprogramați această dezbatere publică. Mulțumesc! Deci am să transmit propunerea domnului primar. Dacă considerați, putem încheia aici. Mie mi s-a comunicat de către directorul de comunicare că domnul primar este blocat în trafic, deci clar o să mai întârzie. Am să transmit rugămintea dumneavoastră sau solicitarea dumneavoastră. Cum considerați? Eu sunt aici împreună cu directorii instituțiilor. Am înțeles. Da, tot de la noastră avem nicio vină. Este foarte clar, dar discutăm ceva ce știm că nu e adevărat, nu e real. Mai avem aici. Vă rog, dați microfonul domnului. Dați să deschideți. Eu vreau să vă ascult. Bună seara, Mihai Tonciuc, Ploieștean. Avem 3 întrebări despre categoria venituri. Prima întrebare, acești 200 de milioane de lei pentru proiectele europene, sunt bani care o să vină sigur, adică aceste proiecte au fost deja aprobate sau doar aplicate? Fiindcă dacă vorbim de o creștere de peste 40% a bugetului la categoria venituri și aceștia sunt bani speculați, adică de care nu suntem siguri, cumva ne realizăm bugetul.
Asta vă întrebam. Banii sigur o să vină la finalul 2020 și o să fie cheltuiți? Parte din contractele de finanțare sunt semnate, dar vă dau directorul de la Direcția Relații Internaționale pentru răspuns. Bună ziua, Daniela Croitoru mă numesc. Sunt director la Direcția de Relații Internaționale. Deci banii sunt estimați ca să-i și cheltuim în baza contractelor pe care le-am încheiat și urmează să le încheiem până la sfârșitul anului 2020. Până la această dată avem încheiate contracte pentru proiecte în valoare de aproape totală, valoare totală de aproape 40 de milioane de lei pe clădiri publice, eficientizare clădiri publice și eficientizare clădiri rezidențiale. Avem finanțare și dintr-un credit BCR pentru acestea și pentru contractele pe care le vom semna pe axa 4.1 pe mobilitate și trafic, estimăm să ajungem până la valoarea de 200 de milioane. Noi vrem mai mult. Proiecte sunt depuse în valoare de aproape 800 de milioane. Mulțumesc. A doua întrebare, de ce subvenția de la bugetul de stat nu crește pentru municipiul Ploiești? Îmi întreb asta fiindcă reședința de județ a Prahovei e un județ care are un PIB de aproximativ 9 miliarde de euro, mai mare decât PIB-ul Republicii Moldovei, și o discuție care a fost permanent din 2016 până în 2019 că nu se alocă bani pentru Ploiești, fiindcă culoarea politică diferă și că un partid e rău cu Ploieștiul. Și vă întreb de ce nu crește într-un mod semnificativ subvenția pentru a dezvolta Ploieștiul. Deci veniturile din impozitul pe venit sunt alocate prin legea bugetului de stat și de către Direcția Finanțelor Publice. Deci 63% aceasta este cota alocată Ploieștiului. De ce nu cresc mai mult? Nu pot să vă răspund. Deci discuția adică discuția pe care a fost lansată de Ploieștiul nu primește bani, fiindcă guvernul e rău, a fost o temă falsă. Același procent au primit toate municipiile și orașele, adică nu cred că este, sau mă rog, nu pot să vă explic ceea ce spuneți dumneavoastră, dar ăsta este procentul care a fost alocat tuturor orașelor prin legea bugetului de stat. Mulțumesc. A treia întrebare e despre combaterea economiei subterane. E o temă care e la nivel național și internațional. Economia României, vreo 30%, din bani care ar trebui să vină la bugetul local, județean și național, nu apar din cauza evazioniștilor în principal, dar și altor motive ale economiei informale. Ce strategie are Ploieștiul pentru a putea să atragă mai mulți bani? Fiindcă altfel bugetul tot timpul o să fie de austeritate dacă nu combatem fenomenul ăsta. Deci, în afară faptului că Ploieștiul a avut un serviciu de consultanță și a depus aceste proiecte pentru obținere de venituri suplimentare și respectiv de obiective de investiții suplimentare, partea cu economia subterană nu ține chiar de administrație, în sensul că sunt alte organisme care trebuie să verifice unități, întreprinderile sau societățile vis-a-vis de cum lucrează la negru, raportează, plătesc, nu plătesc, deci nu suntem noi aceia. Adică, sincer, nu pot să vă răspund că nu suntem noi aceia. Mulțumesc. Și dacă se poate și două întrebări despre cheltuieli. Da? Prima întrebare este, care este planul primăriei Ploiești pentru a dezvolta terenurile și bazele sportive ale Ploieștiului? Foarte multe terenuri de fotbal, basket sunt în 2020 din beton, adică impracticabile pentru cineva care nu vrea să-și pună sănătatea la risc. Și vreau să întreb ce investiții sunt în această direcție. Noi avem un proiect depus la Compania Națională de Investiții pentru amenajarea unei baze sportive în cartierul Ghidiu, care va cuprinde un bazin olimpic, un teren de fotbal, un complex sportiv, o bază sportivă. Municipalitatea intenționează să achiziționeze baza sportivă a fostului teraj în Petrotelul Coil, în Mihai Bravo. Terenuri de sport cu finanțări nerambursabile am făcut în majoritatea școlilor, în incinta școlilor, teren în afara școlii și săl de sport.
Deocamdată la anul acesta asta avem, baza sportivă din cartierul Ghiu și achiziționarea bazei sportive de la capătul traseului 104. Eu întrebam cumva lucruri mai simple, nu atât de importante investiții. De exemplu, vă pot da exemple punctuale. Lângă Biserica Sfântul Apostol Andrei, în zona nord a Ploieștiului, există un teren care e din beton. Nu s-a făcut niciodată nimic. La școala Sfântul Apostol Andrei, tot din nord, există terenuri din beton, iarăși nu s-a făcut nimic. În direcția asta se fac ceva, se face ceva în 2020. Vă pot spune, uite, la Universitatea de Petrol și Gaze există terenuri din beton. Iarăși, singura universitate din județ. Nică am înțeles. Vom nota propunerea dumneavoastră și dacă ne și lăsați o adresă, un număr de telefon, o să discutăm și cu unitățile de învățământ, o să analizăm și sigur că scriu un răspuns. Mulțumesc. O ultima întrebare despre cheltuieli, tot cumva într-o direcție pentru tineri. Foarte mulți oameni, care elevi și studenți care locuiesc în Cămine, în Ploiești, sunt în niște condiții care sunt cumva la limita umanității. Vă pot spune, fiindcă am fost și student la OPG, există situații în care nu există apă caldă curentă, nu există căldură și, sigur, mulți trăiesc în camere de câte 4 persoane. Adică, nu știu ce persoană din camera asta ar vrea să împartă o cameră fără baie proprie cu alte 3 persoane. Și vreau să vă întreb dacă se face ceva în direcția asta ca să ajungem măcar în secolul 21, nu neapărat în 2020. Pare un subiect ignorat și sunt foarte mulți tineri în Păiști. Care... Sunt Universitatea de Petrol și Gaze nu primește finanțare și nici are organizare proprie, personalitate juridică, deși se gospodăresc pentru liceele din Ploiești. Noi avem 2 cămine care la 1 mai respectiv la Telejan, cred că da. Dar pe astea noi le-am, mă rog, sunt ok, nu știu, n-avem solicitări din partea directorilor că ar fi o problemă acolo. Sigur, le vom verifica, ne vom organiza, dar vis-a-vis de universitate, eu cred, sigur aveți dreptate că totuși suntem în 2020, dar ar trebui întrebarea adresată universității, pentru că ei se organizează, ei primesc de la bugetul de stat banii, nu aparțin sub nicio formă de unitate administrativă teritorială. Și căminele la licee, precum economic sau energetic, acestea? Adică, avem directorul spun, am fost... de la Direcția Tehnică, Madalina, te rog frumos. Tocmai de-aia am chemat, o să spun la complet. Mădălina Făciu, mă numesc, sunt director adjunct al Direcției Tehnice Investiții. Vreau să vă spun că numai târziu de astăzi, la ora 10, am avut o întâlnire cu toți directorii unităților de învățământ, întâlnire care a fost dorită de domnul viceprimar Ganea, care se află aici în sală. Deci am purtat discuții cu absolut toți directorii de unități de învățământ. S-au ridicat probleme referitoare la lucrările de reparații aferente bugetului anului 2020. Acestea sunt centralizate de către noi și, în funcție de bugetul aprobat, vor fi și realizate. Există o perioadă pentru aceste... Există o perioadă, din păcate, la unitățile de învățământ nu putem executa lucrările decât în perioada vacanței de vară. Deci toate le vom face în funcție de priorități și de bani alocați. Și există alocare pentru a face... Dați-mi voie să vă mai spun și eu două cuvinte. Referitor la investiții. Dacă ați fost atent, ați văzut la prezentarea planșelor făcută de doamna City, că din total buget, undeva la 2% înseamnă investiții. Din bugetul local, adică din veniturile proprii. Nu vorbim de ceea ce dumneavoastră ați atins la început, posibilele venituri atrase din fondul european. Deci din banii pe care avem noi în pungă, da? 2%. Vi se pare mult? Vi se pare puțin? Foarte puțin. Asta zic și eu. În același timp, 30 și ceva la sută, dacă nu chiar mai mult, asistență socială. Vi se pare mult? Vi se pare puțin? Păi, quantum oricum e mic. Deci nu vreau să dau vina pe asistență. Bun. Nu, nici eu. A fost o capcană pe care v-am întins-o. De ce? Pentru că, în opinia mea, cineva m-a atins aici problema asta. Da. Într-o societate.
E absolut necesară asistența socială. Nu putem trăi fără asistența socială. Dacă vrem să ne respectăm pe noi înșine, avem nevoie de asistență socială. Problema e de unde până unde. Cât de mare să fie. Corect. Cum să ne raportăm una la alta. Cât ducem într-acolo, cât lăsăm pentru investiții. Toate lucrurile, pe de altă parte, nevoia unor programe este absolut necesară. Ceea ce a spus doamna directoare puțin mai devreme a fost ca să vă dăm un răspuns. Noi în momentul de față nu avem un program care să spună, uite, avem de gând să facem în Ploiești acest lucru cu liceele. Avem de gând să facem în Ploiești aceste lucruri cu sălile de sport. Nu, nu există un astfel de program, vă spun la modul cinstit. Dacă există un astfel de program și nu știu de el, vă rog să mă contraziceți. Există un astfel de program în care asta să precizăm că... Asta a fost o întâlnire de astăzi. Sălile de sport, așa. Cu lipsa fecelor din licee și școli, cu apa caldă care lipsește, așa. Aceste probleme. Astăzi, și că nu, că nu există, da, acest program. Și că urmează 4 milioane care au fost alocate. Și că urmează să. Dar în momentul de față nu există acest program. Asta e realitatea tristă. Asta este realitatea tristă a momentului pe care îl trăim. Înțelegeți? Da. De ce? De ce? Atât a putut să facă administrația publică pe care o avem în acest moment. Da. Vreți mai mult de atât? Hai să ne întâlnim, da, la vară. Da, eu ascult. Sunt 30 de ani de când, hai să zic, a fost revoluție, n-a fost nicio revoluție, în care sunt foarte multe școli care nu au toalete în interiorul școlii, care nu au tot confortul, apă rece de băut în interiorul școlii. Ce facem? Că și acum mai sunt încă multe și în județul Prahov. Școli care încă nu îndeplinesc condițiile necesare pentru funcționare. Nu știu dacă dumneavoastră sau cineva a spus că, de fapt, un bun manager este acel bun gospodar. Exact. Ei bine, de acel bun gospodar avem nevoie. Perfect. Păi acel bun gospodar care să găsească soluții la problemele, da, astea. Și atenție, problema mea, una dintre problemele noastre în ultimii, hai să spunem, 16 ani, pentru că în ultimii 16 ani de zile chiar am avut idee ce se întâmplă în primăria asta, fiind consilier local, a fost că am administrat sărăcia. Păi. Asta este partea proastă. Nu am avut o politică de dezvoltare, o politică coerentă. A încercat cineva acum vreo 10-12 ani de zile, un fost primar, să traseze un azimut, a rămas hârtie scrisă, n-a urmat nimeni ce a spus acel primar. Și acum concret, Ploiești Vest, de când eram copil la 6 ani, toaleta aceea, și este foarte din interpreștă, am trimis înscriși la Ministerul Transportului să facă ceva, căci că a fost reparație generală pe la gară, pe acolo, toată lumea se duce, toaleta este în afară, la 100 de metri de sala de așteptare. Păi cum e, domnule, asta e poartă de intrare în Ploiești. Da, nu s-a făcut nimic ca să putem să modernizăm. E făcută dinainte de Antonescu gara aceea. O cunosc de când eram copil. Nimic nu s-a făcut la ea decât s-a vopsit. Sunt la fel ca și noastră nemulțumit de tot ceea ce se întâmplă în Ploiești. Se poate mult mai bine, da? În mod evident. Se poate. Asta. Scările alea ce sunt rupte, care urci acolo, ca să ajungi în sala deșteptare, dacă este gheață acum, din acea lună și poți să cazi jos, că sunt vreo 2-3 trepte pentru oameni în vârf. O să ajungi. Este sub nivel. La bună ziua, Vasile Porumbaru este numele meu. Am două întrebări punctuale. Una, vreau să întreb Direcția Relații Internaționale ce s-a întâmplat cu proiectul GAL-ului, Grupul Local de Acțiune Comunitară. Este un proiect din fonduri europene de 7 milioane de euro. Dacă s-a semnat acel contract de finanțare sau dacă nu, și care este stadiul acestuia? Deci proiectul GAL-ului se derulează prin GAL, care este un ONG. Municipiul Ploiești este membru fondator în acest ONG. Pot să vă spun că la această dată este în derulare, deci implementăm proiectul de funcționare al GAL-ului. Suntem în stadiu de aprobare, s-a aprobat procedura de evaluare și selecție a proiectelor pentru POR, ghidul pentru POR. Și urmează să trimitem la ADR spre avizare apelul pentru fișe de proiecte tot pentru POR. Se lucrează în paralel la ghidul pentru POR. Primăria a achiziționat servicii de consultanță pentru întocmirea studiilor de fezabilitate prin Direcția Tehnic Investiții pentru proiectele din strategia de dezvoltare locală pentru POR. POC-ul urmează după avizarea ghidului.
înțeles. Iar a doua întrebare era, la nivelul municipiului Ploiești există 55.000 de tineri, iar în proiecția bugetară nu vedem măcar un leu alocat pe tineret. Putem să prevedem măcar anul acesta această linie bugetară pentru acești 55.000 de tineri? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am să transmit întrebările dumneavoastră, am să transmit solicitarea dumneavoastră. Da. O întrebare foarte bună. Eu propun la fel, dacă nu suntem în stare, ce mă întâlnim cu care am făcut să dacă tot cu un spital.